destul de tehnică în care ați abordat problematicile. Eu mă așteptam, adică nu că mă așteptam, eu sunt mai puțin tehnicist din acest punct de vedere. Dat fiind faptul că istoria mea în sistemul de sănătate și preocupările sunt foarte vechi, vreau să vă fac așa un fel de istoric, de remember, cum a fost, cum este mai bine, cum ar putea să fie mai bine, ce este acum. Fac o mică paranteză aici, multă lume, probabil toată lumea dintre dumneavoastră știe că se lucrează în laboratoarele din Cotroceni o nouă lege a sănătății care circulă pe surse. Cine s-a uitat a văzut că e cam slabă așa față de actuala lege care se numește legea 95. Eu pot să vă spun foarte mult. Adică dacă ar fi să stăm de vorbă 10 ore, pot să vă spun un curs de 10 ore despre managementul sistemului de sănătate, vă rog. Începeți cu primul lucru. De ce nu avem un pachet de servicii de bază în 20 de ani? Aici este o greșeală pe care și dumneavoastră o face și toată lumea o face. Avem un pachet de servicii. Acest pachet de servicii se regăsește într-o carte culoasă care este atâta și care se numește cu norme la contractul care. În fiecare an este publicat acest pachet de servicii, el există. Chestia că nu există pachetul de servicii, că nu putem face pachetul minimal, care de fapt este maximal, este o greșeală din punctul meu de vedere, este o abordare greșită a modului în care trebuie rezolvate problemele în sistemul de sănătate. Acum să vreau să punctez câteva lucruri. Eu am venit aici cu trei idei pe care aș vrea să le spun, una legată de finanțare, adică în sensul de venituri, una legată de cheltuieli și una legată de corupție. V-a spus Mihai Neamțu că a făcut un material încă de acum 3 ani de zile despre o analiză în care am arătat, din punct de vedere statistic, pe toate țările înregistrate la ONU și neONU, că există un raport direct între starea de sănătate și corupție. Cu cât corupția este mai mare, cu atât starea de sănătate este mai mică. Și România intră în acel grafic. Cine are curiozitatea să se uite la acest raport, poate să o vadă. Și Mihai Neamțu a spus despre corupție că există o mulțime de articole în presă care dezvăluie diferite elemente de corupție. Eu, de exemplu, știu despre două, la modul foarte direct, pe care le-am criticat în momentul acela și care au apărut după aceea în presă ca fiind acte de corupție. Este vorba despre celebrul program național de evaluare a stării de sănătate și despre celebrul program de lansare a 8 spitale regionale în România. Despre amândouă am spus că sunt inutile, iar banii care s-au folosit acolo au fost bani pentru și cu corupție. Și atunci încheie acest aspect al problemei. Vreau să vă spun despre finanțare, în sensul de câți bani ajung în sistemul de sănătate. Și aici se face o mică greșeală când se spune că ajung puțin bani în sistemul de sănătate. O, să zicem, abordare integralistă a acestui aspect ne spune că ajung puțin bani în sistemul de sănătate prin sistemul public. Însă, în sistemul de sănătate în România, în acest moment, intră în jur de 7% din produsul intern, ceea ce este o sumă destul de rezonabilă, și numai 3,8% din acești bani sunt prin finanțare publică. Dacă veți face o analiză foarte atentă, veți vedea că foarte mulți bani intră în sistemul de sănătate și nu se înregistrează cum că ar intra în sistemul de sănătate. Haideți să vă dau un exemplu foarte simplu ca să înțelegeți și acest aspect. Foarte multe congrese la care se duc medici, asistenți, personal în sistemul de sănătate sunt sponsorizate de diferite firme de medicamente. Acești bani
sunt doar folositori pentru cei care se duc acolo și care fac parte din sistemul de sănătate și care peste tot în lume se adună la bani care intră în sistemul de sănătate. Am dat un singur exemplu. Acum, în ceea ce privește finanțarea publică, și aici este o problemă pentru care, să zicem, ar trebui să facem câteva mici discuții sau dispute. Nu știu dacă aveți imaginea că în ultimii 10 ani banii care au intrat în sănătate au fost de banii publici care au intrat în sănătate sunt de 10 ori mai mult decât erau acum 10 ani. Și atunci îți pui problema dacă acum 10 ani erau de 10 ori mai puțini bani și acum sunt de 10 ori mai mulți bani, noi de ce nu o ducem de 10 ori mai bine? Și aici este problematica acelor alveole care există și pe care fiecare dintre noi le-a identificat într-un anumit moment și pentru care fiecare dintre noi poate să facă diferite discuții. Repet, în acest moment, în sistemul de sănătate intră de 10 ori mai mulți bani decât intrau acum 10 ani. Puteți să mă întrebați, putem să discutăm, dar vreau să trec la un alt punct al problematicii și anume cheltuielile. Aici, prietenul nostru ne-a prezentat din punctul de vedere al modului în care poate să crească eficiența economică pe diferite cheltuieli în diferite laboratoare sau pe diferite paliere de analize de laborator. Eu am o abordare mai largă asupra acestui fenomen de cheltuieli și vreau să vă spun cam așa. Principalele cheltuieli care se fac în sistemul de sănătate se fac la nivelul spitalelor. Pentru că asistența medicală este împărțită pe asistență primară, de specialitate, ambulanțe, spital, recuperare, îngrijiri comunitare, proteze, orteze, știți care sunt capitolele din contractul cadru și din normele la contractul cadru. Ei bine, spitalele, la modul general, spitalele în România cheltuie foarte mult din sistemul de sănătate. Din acest motiv, pentru că s-a observat așa ceva, Ministerul Sănătății a cerut Băncii Mondiale să primească niște experți să vadă ce se poate face pentru a scădea nivelul de cheltuieli în sistemul de sănătate pentru a permite bani mai mulți către alții, pentru a crește calitatea comunitară. Și atunci Banca Mondială a făcut o analiză și a venit cu două propuneri minimaliste sau minimale. A spus așa, pentru ca să faceți un pas înainte, încercați să reduceți 10% din internările din spitale și mai ales din internările spitale care internează foarte mult și doi, încercați să blocați psihologic accesul pacienților la internările din spitale. Acum, de ce s-a făcut o astfel de analiză? Pentru că, poate dumneavoastră nu știți, în 1999, când a intrat în funcțiune sistemul de asigurări de sănătate în România, erau în jur de 4 milioane de internări în România, iar în 2001 erau deja 7 milioane de internări. Actualmente, în România, în 2005 s-a mai produs un salt de la 7 la 8 milioane, iar acum suntem spre 9 milioane de internări. România, în acest moment, este țara din lume cu cel mai mare număr de internări pe cap de locuitor. Aici este problematica cheltuirii banilor din sistemul de sănătate. Și atunci, Banca Mondială a recomandat Ministerului Sănătății bani 10% să reducă. Ministerul Sănătății a transmis aceste note referitor la modalitatea de a bloca psihologic pacientul să intre în spital, care se face prin coplată, și la scăderea numărului de cu 10% și le-a trecut în acel acord cu femeii. Guvernul a trecut aceste aspecte în acordul cu femeii, se regăsesc acolo, numai că se regăsesc tuturor trunchiale și cum se întâmplă de fiecare dată când faci lucrurile truncheat, lucrurile ies chiar mai prost decât ai pus să le faci. România s-a lăudat în acordul cu femeii că va scade 10%
internării din spitale și atunci ce a făcut? A desfințat 10% din spitale care se găseau în zone izolate. Urmarea acestui fapt este că numărul de internări în spitale a crescut anul acesta. În loc să facă ceea ce a spus Banca Mondială și anume să reducă cu 10% internările în spitale care internează prea mult. Dat fiind faptul că sistemul de sănătate este condus și a fost condus din totdeauna de către spitale, sigur că acest lucru nu s-a putut realiza. În al doilea lucru pe care s-a angajat România să facă în acordul cu femeii, plecând de la analiza băncii mondiale, este ca să introducă coplada. Banca Mondială a recomandat să introducă coplada ca factor psihologic de blocare a internărilor abuzive în spitale. Se știe că această coplada este considerată ca fiind, să zicem, acceptabilă social între 1 și 10% din valoarea plății. Coplada să fie între 1 și 10% din valoarea plății. Și atunci asigur că pacientul se gândește înainte de a se interna, dacă nu cumva este preferabil să-și regleze problemele medicale în ambulatoriu decât să se ducă să se interneze în spital, pentru că probabil că nu vrea să dea acest ban într-o mială, a făcut exact invers. Și anume, a zis că introduce coplata, numai că a introdus coplata de 100% pentru accesul în ambulatoriu și de 10% pentru accesul la spital. Mi se pare, și chiar propus în anii trecut, acum sau 2 ani, Fondul Monetar nu știu dacă a recepționat această modificare pe care a făcut-o Ministerul Sănătății și a spus, la nivel legislativ, mi se pare că s-a și aprobat de una dintre comisii din Parlament, încă este la nivel de comisie. S-a lăudat Ministerul Sănătății cu că coplata la medicul de familie va fi de 5 lei. Iar noi știm că plata pe care o casa de asigurări o face pe pacient, pe consultație la medicul de familie, este în jur de 5 lei. Poate că mine coplata era 5 lei mai mult, dar este exact cu plata. Tot Ministerul Sănătății a zis că coplata la ambulatorul de specialitate va fi de 10 lei. Nu e mult. Numai că o consultație, casa de asigurări, plătește în sistemul de ambulatoriu cam cu 10 lei, 13 lei. Iată că aproape 100%. În timp ce la spital, se știe foarte bine, în spital cheltuie pentru diferite lucruri în medie cam 5.000 de lei, de multe ori chiar 10.000 de lei, iar coplata a fost pusă la 50 de lei. Iată cum aceste angajamente pe care și le-a luat România prin acordul cu femeie au fost făcute așa subtil, au fost modificate tocmai pentru a nu se interveni în ceea ce este cea mai importantă cheltuială în sistemul de sănătate și anume numărul mare de internări în spitalele din România. V-am spus că acest lucru este foarte evident pentru anul 1999, anul 2001. Țin minte chiar în perioada aceea, primul ministru care era atunci, era așa de supărat încât până la urmă a vorbit și despre un medicament de discotecă. Nu știu dacă țineți minte, a spus ce este Tanacan, domnule, asta este un medicament de discotecă, Tanacan, Tanacan. A fost foarte, era supărat că a constatat că a crescut numărul de internări în spitale brusc. Ce s-a întâmplat în 1999? Banca Mondială, în urmă cu un an, doi, a analizat și a spus că sistemul de sănătate din România se observă fragmentarea sistemului. Ce înseamnă fragmentarea sistemului? Înseamnă că de unde până atunci exista spitalul unic, integrat, care avea spital, policlinică și dispensare, care dispensare țineau juridic de spital, din acel moment s-au creat cabinetele medicale individuale, care lucrează în sistem privat, particular, independent, care nu au mai fost ale spitalelor și s-a introdus funcția sau termenul de medic de familie, profesia de medic de familie ca element de ceea ce se numea, sau se numește și acum, gatekeeper. Acum se numește filtrator. Deci s-a pus problema ce fel de gatekeeper trebuie să dezvolte România. Medicul de familie va fi un gatekeeper. Ce înseamnă gatekeeper? Portarul spitalelor. Peste tot în lume, medicii de familie sunt portarii spitalelor. În ce sens?
în sensul că ei sunt cei care decid cine se internează în spital și prin faptul că există un astfel de sistem, nu se fac multe internări în spital. Cu cât ai mai mult gatekeeper, cu atât ai mai multe internări în spital. În acest moment, în România, există în jur de 25.000 de gatekeeper, de unde în 1999 erau mai 5.000. Asta este o problematică pe care Banca Mondială a sesizat-o și a spus că aceasta reprezintă fragmentarea sistemului. Și a propus Ministerului Sănătății defragmentare. Ați văzut, dacă cu calculatorul merge foarte bine, dar o defragmentare. Adică în sensul că îl mai fragmentezi. La nivelul Cotroceniu se discută acum câteva posibilități de defragmentare a sistemului. Din punctul meu de vedere, nu sunt încă bine realizate, dar asta este un lucru la care trebuie să se gândească legislația și un partid politic când vrea să meargă mai departe și să facă o analiză pe unde sunt aceste cheltuieli. Vreau să mă refer puțin la faptul că Mihai Neamțu a scos în evidență câteva lucruri pe care aș putea să le punctez. Pentru că în momentul în care constați că ceva nu merge, zic, cel puțin eu, spun că nu merge din cauza că așa sunt legile sau că normele sunt de așa fel, încât să nu permite ca lucrurile să meargă cum vrem. Și atunci Mihai Neamțu a spus despre proprietari. În acest moment, proprietarul fondurilor în sistemul de sănătate sau majorității fondurilor din sistemul de sănătate este statul. Ei bine, în 1993, ca istoric, PSD-ul sau PDSD, ceva de vremea aceea, a propus schimbarea sistemului de sănătate de tip comunist care era cu un sistem de tip german. PSD-ul a propus un sistem de tip german care a fost aprobat în 1997 prin celebra legea asigurărilor sociale de sănătate. Această lege, 2 ani de zile, nu a funcționat din cauza că sistemul politic era blocat, nu putea să înțeleagă de ce trebuie noi să acceptăm un sistem german. Și până la urmă a modificat legea prin 2 sau 3 ordonanțe de urgență și a ajuns ce este astăzi, adică un sistem la fel de stat ca cum era înainte. Și atunci, dacă vrei să schimbi sistemul și constați că sistemul a fost prost în momentul în care constați, zici că, deși are de 10 ori mai multe fonduri, el primește de 10 ori mai multe fonduri, dar nu știe să le distribuie, cu nivelele de distribuție, spun, stai doamne, s-ar putea ca statul să nu managerieze, să nu gestioneze bine aceste fonduri. Bun. Și atunci ce e? Cum vezi problema? De exemplu, la Comisia Prezidențială, care a fost dată de exemplu, doctorul Plătescu vrea să facă o singură casă de asigurări, care să fie singură, fără casă județene, și ea să distribuie banii la casele private de asigurări, care să facă contract cu spitalele provizorii la laboratoare. Păi dacă constați că statul nu, în România, cu românii pe care ea nu gestionează bine lucrurile, ar trebui să faci două lucruri. Fie să aduci niște menți la nivelul casei naționale sau la Ministerul Sănătății, fie să schimbi sistemul și să-l faci ca un sistem german. Adică, de fapt, cum s-a dorit inițiat. Inițiat s-a pus problema să facă case de asigurări de tip german, publice, în care toată lumea se participe sub forma unei adunări generale, lucru care probabil că n-ați auzit că există așa ceva, care să ceară după aceea unui compartiment executiv să gestioneze acel caz. Acum se dorește ca statul să se perpetueze. Poziția mea este că ar trebui ca această casă de asigurări națională să fie desfințată și la fiecare nivel de regiune de dezvoltare să facă o singură casă de asigurări publică care să fie gestionată de către cetățenii de acolo, de către asigurații de acolo. Poate că lucrurile sunt foarte birotehnice, de înțeles acum, dar este foarte important, cum a spus proprietarul. Eu vă propun, dacă vreți să analizați acest gen de finanțare de stat cu privat și dacă sunteți de dreapta, să acceptați această idee că este mai bine să ai
8-10 case de asigurări publice în România decât să ai o singură casă națională. S-a vorbit despre găurile negre în sistem, iar aceste găuri negre pleacă exact de la lege care spune că banii, iar în noua lege se spune la noua lege care se discută acum la nivelul Cotroceni, se spune că banii intră în trezorerea statului. Dacă sunteți de dreapta, vă recomand să cereți modificarea legii în sensul că banii să nu mai intre în trezorerea statului, ci banii să intre direct în conturile acestor case de asigurări potențiale, dacă vreți 40, dar eu vă spun că sunt prea mult 40, dar 10 ar fi de ajuns. Eu, nu dacă mă arăt, dar țin minte că din anul 2004-2005 sau 2003-2004 am adus la cunoștința publicului, a apărut în presă faptul că am descoperit o gaură neagră în sistemul de sănătate. Cum a apărut ea, poate discutăm cu altă ocazie sau după ce se termină această mică întâlnire, dar este foarte interesant că atunci am descoperit cum se fac găurile negre în sistemul de sănătate. Acum, vorbeați despre monopol. La ora actuală, casa de asigurări deține monopol. Eu vă recomand să nu vorbiți despre monopol în ceea ce privește casa de asigurări, ci să vorbiți despre monopson. Monopson. Casa de asigurări nu este un monopol, ci este un monopson. Monopsonul este singurul cumpărător. Monopolul este singurul vânzător. Casa de asigurări, precum statul comunist, a fost cel mai mare monopsonist. El cumpăra serviciile noastre. Toate serviciile noastre le-au cumpărat de stat. Acum, casa de asigurări cumpără toate serviciile. Din moment ce cumpără servicii, nu este monopol, ci monopson. Așa, ca vorbim. Ați vorbit despre ISO. Ca fiind, să zicem, de dreapta. Cei de dreapta vor să implementeze ISO. Și de competiție. Eu am dat un comunicat în 2008, când a apărut ministrul care a fost numit Ferrari, care primul lucru pe care l-a făcut a spus vreau descentralizare, competiție și concurență în sistemul de sănătate. Și am dat un comunicat așa de critic, că ministrul s-a supărat, n-a vrut să mă vadă 10 luni de zile în magazin. Când aud de competiție în sistemul de sănătate, m-am făcut așa un mic tremur. Haideți să vă dau exemplu, parabola cu brutăria și cabinetele. Nu știu dacă o știți. În urmă cu câțiva ani am ascultat o astfel de parabolă pe care după aceea am analizat-o la nivelul României ce s-a întâmplat. Și am prezentat-o la un congres de management pentru sistemul de sănătate, să numea ALAS, Asociația Latina Sistemului. Pe o stradă este o brutărie care vinde 1000 de pâini cu 1000 de lei. După un timp se deschide o altă brutărie vis-a-vis, un interval economic de echilibru, ce se constată că prima brutărie vinde 800 de pâini cu 800 de lei, a doua brutărie vinde 800 de pâini cu 800 de lei. Ăsta este un sistem economic deschis în care concurența a făcut ca să se mai vândă ceva în plus față de jumătatea 500-500 și să scadă prețul să mai fie 1000 de lei. Pe o stradă este un cabinet medical. Acest cabinet medical dă 1000 de consultații cu 1000 de lei. După un timp, vis-a-vis se deschide un alt cabinet medical. Dacă poate să fie și laborator, poate să fie și spital, poate să fie și centru de recuperare. După un interval de echilibru, ce se constată? Ce credeți că se constată? Primul cabinet are 1000 de consultații cu 1000 de lei, al doilea cabinet are 1000 de consultații cu 1000 de lei. Sistemul de sănătate este un sistem la care regulile economice sau legile economice nu funcționează sub această formă. Natura umană este de așa fel plătită că nu poate să ceară omului să nu se ducă să se mai vadă, mai ales că există mai nou și legea drepturilor pacientului care spune că pacientul are dreptul și la o a doua oră. De aceea, când sistemul este public, când banii sunt strânși de la toți, pe baza principiului solidarității, care este principiul
socialism. În acel moment, dacă vrei să nu ai cheltuieli în sistemul de sănătate, trebuie să gândești că trebuie să nu ai furnizori prea mulți în sistemul de sănătate. Pentru că numărul de acte medicale nu depinde de câți bani ai. Numărul de acte, sau de câte bolnavi în populație, numărul de acte medicale depinde de cât de mulți furnizori de servicii de sănătate ai. Numărul de internări în spitale nu depinde de cât de bolnavi sunt oamenii din respectiva țară, ci depinde de cât de multe internări ai și în substrat, de cât de mulți profesioniști ai în spitalul respectiv. Sunt alte lucruri despre care poate vom vorbi, o să vă spun, dacă vreți să vă spun și cum s-au întâmplat lucrurile în Noua Zeelandă. Dar la ce ajung în acest moment? Ajung la ideea de competiție și de reglementare. Iar în acest moment, în sistemul de sănătate, reglementarea este strictă, adică nu se permite, sau cel puțin în alte părți. De exemplu, în Germania nu poți să devii medic de familie dacă n-a murit un alt medic de familie. Nu poți să ai cabinet dacă nu a murit sau n-a ieșit la pensie un alt loc. Ca în Academia franceză. Cu alte cuvinte, reglementarea este așa de strictă, așa o fi și la medic. Și este strictă. Și această strictețe de reglementare face ca să nu existe competiție și concurență în sensul economic. Competiția și concurența ți-o dau nivelele de acreditare pe care le primești din partea organismelor de reglementare. De exemplu, în acest moment există pentru profesioniști din sistemul de sănătate colegii. Aceste colegii sunt organisme de drept public, adică sunt organisme ale statului român, care îți dau diferite nivele de acreditare, diferite puncte și îți spun, dumneata, așa cum ești clădit antărețian, nu poți să fii medic endocrinolog. Pe baza faptului că ai făcut atâtea puncte anul acesta, ai scris atâtea cărți, sau că te-ai dovedit că ai aceste diplome. Cu alte cuvinte, competiția nu este între mine și colegul meu, pentru că și colegul meu are tot atâtea puncte, tot atâtea cărți scrise și tot specialitățile pe care le am și eu. La nivelul spitalelor, până acum n-a existat, dar de un an și jumătate există Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor. Această Comisie Națională de Acreditare a Spitalelor poate nu funcționează, ea chiar foarte bine, dar ea este cea care acordă steluțele ca la hotel. Spitalul ăsta este de steluța putare, putare, putare și nu Ministerul Sănătății trebuie să facă. Poate să trageți o concluzie și apoi să luăm întrebări din sală sistematic cu fiecare care se anunță. Era doar o remarcă legată la nivelul competițional. Dacă spuneți că economic nu se aplică, chestia asta se poate reflecta în calitatea serviciilor și din parabola noastră cele calitatea serviciilor în sistemul de sănătate nu este dată de ISO. Calitatea serviciilor în sistemul de sănătate este dată de acreditarea pe care o dă colegiile, sunt și ale asistenților și ale biologilor, pe care o dau profesioniștilor care lucrează și de acreditarea pe care o dă acest gen de comisie națională spitalelor și asta este nivelul de acreditare pe care îl primești. Nu este o chestie economică. Nu poți să faci competiții în sistemul de sănătate, că e prea reglementat. Și vreau să mai spun o chestie apropo de ISO. Cel puțin la nivelul nostru, percepția este că ISO este băgată pe gât pentru ca să li se ia niște bani. Că există discriminarea, care o spuneți, la nivel de privat față de public, n-aș crede treaba asta. Cred mai degrabă că există povestea cu nu poți să faci acte paraclinice dacă n-ai ISO. Paraclinice înseamnă nici de rău. Nu poți contracta bani publici. Să vă dau un exemplu despre ce înseamnă obligativitate sau neobligativitate față de ISO. Spitalul din Sevilla are ISO. Și m-am dus la spitalul din Sevilla și am întrebat la ce vă trebuie ISO. Este obligatoriu la voi ISO?
Spania nu este obligatoriu ISO în sistemul de sănătate, dar că și noi, în Spania, suntem acreditați de Comisia de Acreditare, de colegiile medicilor care sunt acolo, de faptul că fiecare trebuie să dea examene din 2 în 2 ani. Și atunci, de ce ați mai făcut ISO? Pentru că în reglementarea care a apărut în legea Ministerului Sănătății, spitalele care au ISO primesc un 0,01% punct în plus față de celor care n-au ISO pentru serviciile pe care le fac. Cu alte cuvinte, așa cum s-a dorit în contractul care de a se introduce ca obligativitate, e bine că s-a scos. Cine dorește să aibă ISO și poate să dovedească că are ISO, atunci sigur că ar trebui să primească în plus. Dar cum sistemul nostru, din păcate, este un sistem în care reglementarea este făcută de oameni ai statului, fără o legătură directă cu cetățeanul, nivelul de plată pentru actele medicale este foarte scăzut. Vă mulțumim pentru această intervenție și salut, cum am spus.